După înfrângerea trupelor române în bătălia de pe râul Argeș, capitala era ocupată în decembrie 1916. Puterile centrale și-au împărțit regiunea orașului în patru zone de autoritate, delimitate nu teritorial, ci mai degrabă ca influență administrativă și militară. Ocupanții s-au comportat diferit în funcție de interesele lor strategice, pe termen mediu și lung, dar și în funcție de propriul lor bagaj cultural. La rândul lor, românii au reacționat și ei diferit față de ocupant. De la dezamăgirea față de comportamentul dur al germanilor, apreciat disonant față de o cultură germană considerată a fi de un foarte înalt nivel, aprecierea toleranței și discreției turcilor care s-au ferit de excese în relația cu românii, până la disprețul arătat austro-ungarilor văzuți ca adversari direcți față de proiectul național român. Cazul bulgarilor însă a fost unul cu totul și cu totul special. Tensiunile au izbucnit din primul moment și doar teama de o ripostă directă a trupelor germane de ocupație i-a împiedicat pe locuitorii capitalei să se răzvrătească. Stabiliți la Capșa, în centrul orașului, unde și-au instalat cartierul general, bulgarii au făcut totul pentru a întări în imaginea colectivă trăsăturile detestate încă din timpul lui Eminescu. Vă amintiți? Bulgăroi cu ceafa groasă, câtă pleavă, cât cu noi. Foarte repede, românii au uitat relațiile apropiate dintre România și Bulgaria din timpul domniei regelui Carol I. De altfel și bulgarii uitaseră repede această prietenie, atunci când armata română ocupase Bulgaria în timpul celui de-al doilea război balcanic din 1913. Anul 1917 părea a fi, deci, momentul revanșei pe care bulgarii o pregătiseră de mult în surdină. Fără să-și anunțe aliații, militarii bulgari au pătruns în noaptea dintre 22 și 23 ianuarie în Biblioteca Academiei Române, după ce au forțat ușile și au alungat pasnicul de noapte. Trezit din somn și luat pe sus, fără a-i se permite măcar să se îmbrace, bibliotecarul și secretarul general al Academiei, Ion Bianu, a fost obligat de baionete să predea manuscrisele slave păstrate în colecțiile de documente ale bibliotecii. În ciuda frigului pătrunzător din noaptea aceea, din depozitele bibliotecii, Ioan Bianu reușea să redacteze o listă a documentelor furate, cu care s-a prezentat imediat, a doua zi, în fața prefectului Poliției Capitalei, Alexandru Țigara Samurcaș. Amândoi au solicitat o audiență mareșalului August von Mackensen, comandantul trupelor de ocupație ale puterilor centrale, care va ordona bulgarilor predarea manuscriselor furate, iar acestea vor fi înapoiate Academiei Române. Experiența eșecului nu i-a făcut mai înțelepți pe bulgari, dimpotrivă. Puține zile mai târziu, de data aceasta într-o noapte de februarie, o altă grupă de soldați bulgari, condusă de doi ofițeri, au pătruns în Biserica Mitropolitană din București și au furat racla în care se păstrau moaștele Sfântului Dumitru, patronul și protectorul capitalei. Despre asta, în episodul următor din București, capitala rezistenței noastre.